seară și vineri veni cu dragul să noi cu probleme de matematică la algebră. Așa, dar dragilor, pornim la algebră întâi. La algebră, mă, cum facem? De la algebră sau terminat geometria? Azi, algebră. Geometria. Hai, mă, să terminăm la geometrie. Geometria, mă, nu crezi că e așa? Terminăm tema la geometrie. Problema care? Acum vă zic, domn profesor, mai avem pe 17 și pe 8. 17, de la pagina 156. 156, da. 17. Da. ABCD. În ipoteză. ABCD este un trapez. A, B, C, D, trapez. Cu A, B paralel cu C, D. A, B paralel cu C, D. Măsura unghiului A egală cu măsura unghiului D și egală cu 90 de grade. Măsura unghiului A, A egală cu măsura unghiului D. Măsura unghiului D și egală cu 90 de grade. Egal cu 90 de grade, da. Trapez. Un trapez dreptunghi. Da. AB egal cu 25 cm. AB egal cu 25 cm. CD egal cu 9. CD egal cu 9 cm. Așa. AD egal cu 12. AD egal cu 12. 19. 19, da? 12. 12. Ați notat bine, domn profesor. 12 cm. În concluzie, să aflăm area și perimetrul trapezului. Aria lui A, B, C, D. Aria lui A, B, C, D egal cu semnul de întrebare și perimetrul lui A, B, C, D egal cu 5. Așa că pornim repede la treabă și desenăm un trapez dreptunghic A, B cu C, D. Ce este la trapez dreptunghic, spunea Ade mai devreme? Anca? Două unghiuri, are două unghiuri de 90 de grade. Deci A, B, C, D. A, B. Ia să vedem dacă AB e dat 25 și CD 9. Am zis bine. A, B, C, D. 25 aici. CD 9. AD. AD este 12. Ni se cere să aflăm area. Păi area cu cine este egal, Adi? Area cu baza mică plus baza mare înălțimea pe 2. Am putea afla area aici, la trapezul ăsta? Avem baza mică, baza mare înălțimea? Da. Avem tot. Da. Da. Deci, poftim, Anca vorbește. Cu cine este egal area? Baza mare, adică 25. Egal cu 25 plus? Plus 12. Așa. Nu, plus 9. Plus 9, 12. Ori 12 supra 2. Simplificăm 6 și face cât? 34. 34 ori 6. 34 ori 6. Și face 6 ori 4, 24. 3 ori 6, 18, hai, 4 cm pătrați, da? 204 cm pătrați. Și acum perimetru. Perimetru. Ce ne trebuie pentru perimetru? Și încă BC. BC. Corect. Trasăm, nu. Nu putem afla prin teorema lui Pitagora. Pitagora. Ce? Ce triunghi? A, într-un triunghi? Într-un triunghi dreptunghic? Nu, în orice triunghi. Tragem în ce prim perpendicular de AB. Deci perpendicular la ce prim, ce prim. Și aici s-a făcut 90 de grade. Cu cât e egal ce prim, copii? Ce cu cine e egal? Cu 12. Corect. Cu 12. Ăsta e dreptunghi, da? Da? Și ăsta e 12. Și atunci... C1B? C1B? Ce prim B? Da, ce prim B? Ce e de 30 de grade? Nu știu. Hai, de unde știi? A, ce prim, A ce prim e 9, deci ce prim B va fi 25. A ce prim este 9. Și 25 minus 9. Și face aici cât? Da, 16. Asta este de 16, da? Deci vedeți? Dar plecăm între unghiul care? Într-un ce prime? Pitagora? Da. Pitagora. Vorbesc cu ei. Te rog. Bravo.
în triunghiul C, C prin B. Între timp să spunem cum s-a ajuns da. Acolo. Așa, deci, fie. Fie C, C prim perpendicular pe AB. Așa. Rezultă că C, C prim este egal cu 210 cm. Rezultă că figura A, C prim, C, D este dreptunghi. A, C prim, C. Deci rezultă de aici că A, C prim, C, C prim, C, D, dreptunghi. Deci rezultă că C, C prim este rezultă că C, C prim este egal cu 12 cm. Adică C, C prim este cât AD. Așa da. Trebuie să scrie. C, C prim egal cu AD. Și egal cu 12 cm. 12 cm. Și avem că tot în triunghiul... Dacă am zis că e dreptunghi, da. Mai am și mai că, că DC... DC este egal cu AC. Egal cu AC prim. AC prim și este egal cu 9. 9 cm. Deci rezultă că... Nu, și cum AB de desubt. Și cum AB este egal cu 25. Egal cu 25. De la astea două rezultă că C prim B este egal cu 25 minus 9, 6. Care dă 16. Egal cu 16. Mm-hmm. Și acum, În triunghiul C, C prim B. Anca, în triunghiul C, C prim B. Triunghiul C, C prim B. Am de când Pitagora. Măsura unghiului, zicem că e 90 de grade în profesor. Adăugăm, sigur că da. Triunghiului C, C prim B. Măsura lui C, C prim C prim putem pune de regal, profesor? Merge C prim, sigur că da. C prim egal cu 90 de grade. Și atunci rezultă, conform teoremei lui Pitagora, că... Care e ipotenuza în triunghiul ăsta? BC. Da. De ce? Da, care să punem unghiul, da? Și celelalte două, C, C prim și C catete, prim. Catete. Catete, da? Da. Deci vine BC. BC la pătrat BC pătrat. Egal cu? Zim, BC pătrat egal da, cu BC, BC prim pătrat. A scrie așa, BC plus prim C la pătrat. Plus C prim C pătrat. C prim C la pătrat. Și egal cu? Și este egal cu BC prim, BC pătrat, pardon, mă scuzați. Da, BC pătrat este egal cu 16 la pătrat. 16 la pătrat plus... Plus 12 la pătrat. Da, și egal cu... BC pătrat este egal cu 16 la pătrat... 256. 256. Plus 144. Da. Și face că... BC... pătrat este egal cu 400. Da. BC este egal cu radical din 400. 20. BC este egal cu 20. Și atunci perimetrul triunghiului, perimetrul trapezului, perimetrul AB C de Anca este egal cu 12 plus 20. Plus 16 plus 16 plus 16 plus 20 plus 20 plus 20 că e BC plus 9 și este egal? 66 s-a terminat problema. A fost destul de ușor, ia să vedem unde anume nu ne-am prins. Eu prima oară nu m-am prins acolo. De fapt, nu știam să arăt. Nu știam. Tata să spun. Acolo, am deci direct. Ducerea lui CC prim, acolo a da. Fost miezul problemei. Și să realizăm că e dreptunghi. Sigur, din clipa în care s-a dus, a apărut figura dreptunghi care, despre dreptunghi în care știm, laturile opuse sunt paralele și congruente două câte două. Lucrul acesta m-a fructificat, însă să ai 12, asta e 9, deci A, C prim, din toate am scăzut și așa a putut aplica în triunghiul ăsta care a apărut teorema lui Pitagora. Mergem la următoarea problemă. Problema 18, de la pagina 856. 18, da, de la 856. ABC de trapez dreptunghic. Deci, spunem ABCD, în ipoteză, avem ABCD trapez dreptunghic.
A pe paralelă cu CD. A, B, C, D. Trapez. Dreptunghic. Da. A, B, paralelă cu CD. Da. A, B, paralelă cu CD. Așa, avem măsura unghiului B, A, D. Măsura unghiului B, A, D. Egală cu măsura unghiului A, D, C. A, D, C. Egală cu măsura unghiului D, B, C. D, B, C. Și egală cu 90 de grade. Egal cu 90 de grade. Mai avem măsura unghiului B, C, D, 30. Măsura lui B, C, D, 30 de grade. 30 de grade. D, B, egal cu 6 radical din 3. D, B. 6 radical din 3. D, B, egal cu 6 radical din 3. Să aflăm în concluzie aria și perimetrul trapezului. Aria lui A, B, C, D. Și perimetrul. Și perimetrul lui A, B, C, D. Deci area și perimetrul trapezului. Să vedem. Și să facem un trapez dreptunghi. Exact. Deci facem repede desenul. O să-l fac aici jos ca să susucem partea aia. Tot așa îmi sunătez. A, B, C, D, trapezul. Măsura lui A și a lui D sunt cele două unghiuri de 90 de grade. Dar și D, B, C. D, B, C, D. D, C. Urmim pe D cu B și ar trebui să iasă undeva de 90. Să schimbăm da. Cumva. Nu, mă gândesc așa să azi. Să mă duc așa, să mă facem. Da, așa mă gândesc. Da? De bâcă. Ăsta de aici. Tot 90. Faci invers, trapezul. Așa, AB-ul mai mic. De CD-ul. Da. Iată, de bâcă. Și notați-l, domnul profesor. AB. De bâcă este de 90 de grade și acum BCD BCD, adică unghiul de aici, e de 30 de grade. Așa, ducem în înălțimea începută. Și mai DB, DB, stai puțin. Pe DB, adică DB 6 radical din 3. Fără să ducem înălțimea, ce știm de aici? Unghiul opus, latura opusă. Cateta opusă. Cateta opusă unghiului de 30 de grade, jumate din ipotenuză. Asta adică ce? 3 radical din 3. Asta înseamnă ce vine ipotenuza. Ipotenuza e DC. Deci e 12 radical din 3. Deci DC e duplu. Asta e. Da? Dacă, iată, cateta e jumătate din ipotenuză, atunci, dacă, iată, cateta e jumătate din ipotenuză, înseamnă că ipotenuza e dublu catete. Și cum pe catetă o știu, am aici 12 radical din 3. Putem să aflăm pe BC cu teorema lui Pitagora? Cu siguranță. Bâcă, dată ce tu ai asta și asta. Teorema lui Pitagora, bâcă egal cu D, B pătrat. Dar cine-i bâcă? E ipotenuză, e catetă, ce-i? Ai zis că bâcă pătrat e egal cu asta plus asta, da. Nu? Bâcă pătrat egal cu D, B natura. Aia mare, ipotenuza la pătrat egal cu suma pătratelor catetelor. Că ăsta e unghi de 90 de grade, Adi. Da. Nu cata, ai o latură, e acela pătrat și suma celorlalte. Deci atenție multă, dragilor. Tudor și toți ceilalți, atenție multe. Pitagora spune așa, cea mai mare la pătrat, adică ipotenuza, e egal cu suma ăstor două catete la pătrat. Păi. Și noi așa o scrii, păi, nu avem voie să scrim altfel. Deci ai spus bine, dar teoria lui Pitagora altfel trebuie sunat. Sună astfel. Mai întâi, Anca, hai să spunem, în triunghiul care? Demonstrație. Demonstrație, începem. În triunghiul A, D, B. Nu, nu, nu. A, 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 D, A, D, B. Dar nu-i D, B, C? În triunghiul D, B, C. D, B, C, păi da. Noi de câteva minute discutăm de triunghiul D, B, C și tu ai rămas dincolo. Deci în triunghiul D, B, C. D, B, C. Despre care spui, care-i ce? Care-i
Măsura lui DBC este egală cu 90 de grade. De unde asta? Din ipoteză. Nu din ipotenuză, din ipoteză. Da. Mai avem că... unghiul DCB egal cu 30 de grade. Măsura lui DCB egal cu 30 de grade. Și atunci de aici rezultă că într-un triunghi dreptunghic, cateta care se opune unghiului de 30 de grade este jumătate din ipotenuză. Deci o să spunem că DB este egal cu DC pe 2. Echivalent cu a spune că DC de aici rezultă că DC este egal cu de 2 ori DB și egal cu de 2 ori 6 radical din 3 și egal cu 12 radical din 3. Atenție! Vreau să înțelegeți la redactare, este esențial să scrii tot. Nu? Adică dacă nu scrii toate chestiile astea, spui niște răspunsuri aruncate pe acolo, are profesorul sentimentul că ai copiat. Corect. Asta este sentimentul care l-a. O găsi pe neva, o aruncat cu privirea și o copiat. Cum să duci radical din 3, eu pus. Cum poți să răspunsul și gata, nu mai interesează. Bun. Și acum, Adi. Deci, din teorema lui Pitagora rezultă că DC pătrat egal cu DB pătrat plus BC pătrat. Deci, în triunghiul. Tot în același, în triunghiul DBC, din teorema lui Pitagora, rezultă că DC pătrat egal cu DB pătrat plus BC pătrat. BC pătrat, echivalent. Echivalent cu 12 radical din 3 totul la pătrat, da. Egal cu 6 radical din 3 totul la pătrat, da. Plus BC la pătrat. Corect. Egal cu 143, deci, echivalent cu 432. 432, 144, 3, da? 432, da. Eu nu fac calcul, tu e treaba ta, da? Egal cu? Da. 108. E 36 ori 3, da? Deci 108 plus BC pătrat. De aici rezultă că BC pătrat egal cu 432 minus 108, adică BC pătrat egal cu 324. Da. Deci rezultă că BC egal cu radical din 324, adică BC egal cu 18. Iată că am găsit și pe BC, care e 18. Măsura lui CDB egal cu 60 de grade. CDB. Ăsta de aici, da? Da. CDB 60, ăsta e 30, ăsta e 60. Și măsura lui ADC egal cu 90. Deci măsura lui ADC egal cu 30. Deci ăsta de aici, din 90, a scăzut 60 și rămâne 30 de grade. Avem măsura lui AD 90. Da. DB egal cu 6 radical din 3 și rezultă că AB egal cu 3 radical din 3. Iată că vede foarte bine. În triunghiul DAB, un triunghi dreptunghic, atunci cateta care se opune unghiului de 30 de grade e jumătate din ipotenuză. Din DB, de data asta, da? DB fiind 6 radical din 3, înseamnă că AB va fi 3 radical din 3. Apoi este un teorema lui Pitagora, în triunghiul ADB, că avem 2 și avem și față. Sigur că da. În triunghiul ADB avem pe cine? Ipotenuza și o catetă. Și aflăm cealaltă catetă, rapid. Da? Mă conduce Anca. Deci, cu măsura... Anca, am spus. Tăpătitar, Anca? Anca mă conduce, conduce rezolvarea. În triunghiul A, D, B. Hai să venim la triunghiul D, B, C mai întâi, Anca. În triunghiul D, B, C. Ăsta e din 90, ăsta e de 30. Ăsta, am spus, rămâne să fie prin diferență, prin
60. Deci până la 90, deci 100. Așa, și rezultă... Deci spunem, în triunghiul. În triunghiul. Scriem asta. Triunghiul care? În triunghiul DCB. DCB. Avem acoradă. Măsura lui. Măsura lui DCB de... DB ce mai întâi, sau măsura lui B, pe scurt, egal cu 90 de grade. Măsura lui C egal cu 30 de grade și prin... Rezultă din cele două că măsura lui... Măsura lui D, D, pur și simplu, D, e sunt trebuie de CB, egal cu 60 de grade. Și atunci rezultă că măsura vecinului, adiacent, ADB, măsura lui ADB, egal cu 30 de grade. Egal cu 30 de grade. Și dacă măsura lui ADB de 30 de grade, da. Egal cu 30 de grade. Și dacă asta e de 30 de grade și dedesubt adăugăm că unghiul A este de 90 de grade, nu? 90 de grade, da. Adăug între unghiul A de ADB avem măsura lui A. Măsura lui D de 30 de grade. Egal 30 de grade. Așa se redactăm, da? Rezultă atunci că măsura lui rezultă că latura AB egal cu jumătate din DB. Egal cu DB pe 2. Egal cu 6 3 pe 2. Și că egal cu 3 radical din 3. Și asta am găsit și pe DB. Iată că l-am găsit pe DB. AB este 3 radical din 3. Pitagora. Deci Adi, în triunghiul ADB. În triunghiul ADB avem AB de 3 radical din 3 și DB egal cu 6 radical din 3. Deci spunem AB egal cu 3 radical din 3. Tocmai ce am demonstrat-o. Și DB egal cu 6 radical din 3 din ipoteză. Da. Și măsura unghiului DAB de 90 de grade. Măsura lui DAB de 90 de grade. Egal 90 de grade. Rezultă din teorema lui Pitagora. Da. Că DB pătrat. DB pătrat. Egal cu AB pătrat. AB pătrat. Plus AD pătrat. AD pătrat. 6 radical din 3 totul la pătrat. Deci 6 radical din 3 totul la pătrat. Egal cu 3 radical din 3 totul la pătrat. Plus AD totul la pătrat. Plus AD totul la pătrat. 108. 108. Da? Deci cât rămâne AD? 108. AD? Nu, mă refer acolo. 6 radical din 3 doar până la de 108. Deci vine 108. 8 egal cu... 27. Da, plus. Plus AD pătrat. Unde A de simplu egal cu radical din 108 minus 27 ies un 81. Da. Atâta face, da? Egal cu 81. Radical din 81. 9. Iată că am aflat-o și pe AD 9. Și acum trecem și aflăm. Aria lui ABCD. Egal cu Anca. Baza mare. 12 radical din 3. 12 radical din 3. Plus. Plus 3 radical din 3. Da. Totul. Ori 9. Ori 9. Supra 2. Supra 2. Și egal cu. 15 radical din 3. 15 radical din 3 ori 9. Supra 2. Totul supra 2. Și egal cu? Nu se mai simplifică. Nu se simplifică nimic. Mulțim 15 ori 9. 135. 135 radical din 3. Totul pe 2. Centimetri pătrați. Nu vor să iasă cu părțile. Nu, nimic. Iar perimetru lui ABCD egal cu 12 radical din 3 plus 3 radical din 3 plus 9 plus 18
Și egal cu? Egal cu 17 plus 17. De unde este 17? Ordonați. 9 plus 18. 27. 27. Plus 27 plus 12 radical din 3 plus 3 radical din 3. Câți dai de radical din 3? 12 și cu 3? Se scoate factor comun. Hai mă, dar 12 merge cu 3. Radical de asemenea, mă. 15 radical. Deci plus 15 radical din 3. Las tu pe factor comun și vine 12 și cu 3. Nu radical din 3. E radical vreo. Aici. Din un 3, da, într-adevăr, ca să finalizăm, egal mai departe cu 3 pe lângă, 9 plus 5 radical din 3. Acesta este răspunsul final. Noi, așa cum spuneam, nu ne permite să lăsăm sub forma asta, ci vrem să găsim forma finală. Din nou aici, ce a fost interesant? Hai să vedem. Nu uitați de la șișer. Da. Ce a fost interesant? Interesant. A fost lucrul acesta în care ne-am unghi opus, atenție, unghi opus catete opus unghiului de 30 de grade, jumătate din ipotenuză. Noi am și transform, demonstrat asta. Vă amintiți cum am gândit-o, am prelungit acolo, am dus mediana, nu știu ce s-a întâmplat și în final ne-a ieșit așa ceva. Dragilor, o să încheiem subiectul la geometrie, făcând sinteza la geometrie. Hai să trecem la astișia. Dacă trecem la algebră, să fie altceva. Așadar, ce am făcut aici la cele două probleme? Sinteza, oare? Da, teorema lui Pitagora. Teorema lui Pitagora. Mai nu Pitagora a fost tot timpul aici lucrată. Șterge și pasta, te rog. Am făcut arii, perimetre, trapezi. Arii, perimetre. Un să scutul, domnul profesor. Da, arii. O spăl? Nu. Nu? Nu, pentru că nu avem de sus și nu avem cu ce șterge. Scutul afară și pe urmă vine și șterge. Arii, perimetre. Pentru cine... Trapezul de tunghi. Asta, teorema ta, cateta opusă unghiului 30 de grade, cateta opusă unghiului de 30 de grade, egal cu jumătate din ipotenuză. Cam asta am făcut. Da, cateta opusă egal cu jumătate din ipotenuză. Am terminat tema de ieri. Așa. Și închidem atunci acum, nu? Închidem acum. Și trecem la algebră. Exact așa.